Jaja, Bajola, Baba! Steve, sunt alături de voi într-o zi în care vrem să discutăm despre mașinile cu volanul pe dreapta. Da, suntem cu toți învățați cu mașinile normale, cu volanul pe stânga. Însă, deoarece mulți dintre apropiații noștri, să spunem așa, mai ajung prin Anglia, mai lucrează prin Anglia, aduc mașini care sunt normal mai ieftine, deoarece au volanul pe dreapta. Întrebarea este cum ne înțelegem noi cu aceste mașini cu volanul pe dreapta? De ce nu există o standardizare în acest sens? De ce nu avem mașinile, nu știu, cu volanul pe mijloc, să fie în toată lumea așa? Recent, poate ați auzit la știri, o țară micuță, ce-i drept, și-a schimbat standardul cu, erau învățați, adică conduceau ca și în Anglia pe partea stânga a drumului și au trecut pe partea dreaptă pentru a putea importa mai ușor mașini de la vecinii mai bogați decât ei. Să aflăm ce gândește suceveanul. Din câte știu eu, nu am văzut cu număr de România mașini cu volan pe dreapta. Nu poate fi matriculată. Da. Da, sigur. Nu știu, nu cunosc. S-a dus din Anglia, parcă. Nu știu. Nu știu cât este de riscant, dar cred că e greu cu acomodarea cu volanul pe partea dreaptă. Dar cred că este un risc mai crescut de accidente cu volanul pe partea dreaptă. E foarte riscant, din cauza că la noi se circulă pe dreapta și ei circulă pe stânga. Nu cred că e mai mare riscul. Eu am condus mașini cu volan pe dreapta și nu mi s-a părut mai nasolit de schimba viteza cu stânga, dar în rest... O știu, eu personal nu am condus. Am impresia că au mai puțină vizibilitate la schimbarea benzilor. Da, este destul de riscant, cred că, dacă nici în amânare, nu știu, în Anglia, asta circulă pe stânga, nu, da, pe partea stângă. Da, nu știu, fiecare cum se obișnuiește. Păi știu, se poate modifica să se pună volan pe partea stângă? Da, depinde. Păi atunci să îi pună volan pe partea stângă. N-am idee. Teoretic, deși se poate matricula, nu e greu de condus, ar trebui toate mașinile să fie la fel, nu? Toate, dacă volanul e pe stânga, pe stânga toată lumea. Să schimbi volanul. Da, păi să... Da, să fii cu volanul pe stânga, nu? Față de una cu volanul pe partea stângă, păi e tot același tip de mașină, tot aceeași capacitate, nu știu ce avantaj au în plus. Probabil pentru Anglia, Irlanda, unde se circulă pe partea stângă. Da, dar totuși aici la noi. Nu știu dacă ar fi, cred că e un dezavantaj. Avantaje sunt în țara respectivă, deci. Unii se circulă. Și de ce au ajuns și la noi cu astfel de mașini? Și... Pentru că sunt mulți plecați în străinătate din cauza asta. Prețul. Se vând mult mai ieftin. Dar nu știu dacă au avantaje în România. În Anglia probabil că au avantaje, dar aici nu. Eu am un prieten care are mașină cu... Se descurcă foarte bine cu ea. S-a acomodat cu circulația din România, se descurcă foarte bine cu ea. Nu știu, nu cred că ar fi o problemă. Nu știu ce avantaj, probabil sunt mai ieftini acolo, nu știu. Aha. Da, cred că e la un preț mai bun, nu știu. Am înțeles. Poate au o firmă mai bună de mașini. Sau, da. Nu cred, cred că în majoritatea țărilor se circulă pe partea dreaptă, ca la noi. Da, dar standardizare va exista sau nu? Nu știu să vă răspund. N-aș putea da răspuns. Păi, n-ai cum. Pe dreapta circulă țările Commonwealth-ului, nu? Care e mult prea puternic ca să cedeze la... În România nu, în România nu, sigur. Nu cred, nu. De ce? Mai, da, păi cred că mai bine ar fi să meargă și ei pe partea dreaptă, cum merge, nu, să circule și ei pe partea asta, nu? Ar fi mai... Toată lumea pe dreapta, numai ei stinga, nu? Vorbim de mașinile cu volanul pe dreapta, pentru că cele cu volanul pe stânga sunt în regulă, nu ne-am învățat cu ele, le cunoaștem de foarte mult timp, însă totuși apar și aceste mașini cu volanul pe dreapta la noi în România, normal, nu sunt fabricate aici, sunt aduse din motive destul de logice,
credem noi în final, nu din cauza faptului că cei care lucrează în Anglia se învață cu volanul în felul respectiv, ci datorită prețului în final, care este mai redus, trebuie să recunoaștem, mai ales în cazul unor mașini de lux, e sesizabil asupra buzunarului această diferență. Ei, totuși, ar exista niște lucruri care se pot face, cel puțin așa se vorbește, să-ți plasezi o cameră pe oglinda din partea stângă cu un monitor pentru a vedea dacă poți sau nu să depășești. Alte probleme ar mai fi cu farurile, care sunt orientate altfel, și bineînțeles, eventual modificarea radicală, dar care scoate din calcul avantajul inițial cel al prețului de a-ți muta volanul de pe o parte pe cealaltă. Vom trăi și vom vedea, așteptăm poate standardizarea aia despre care vorbeam. Dacă aveți idei, păreri, impresii, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Ai pus bani deoparte de sărbători? Sau poate vrei să faci o afacere bună la început de an? E momentul perfect pentru a-ți răsplăti chibzuința. Vino la Alsace Mod SRL, epuizează-ne stocul și ai între 15 și 20% reduceri. La noi găsești mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați de urgență la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Învață să conduci chiar azi. Șofatul este o necesitate. Vino la Școala de Șoferi Plus Europa. Școala de șoferi categoria B, practică pe calculator, ore de legislație rutieră, o gamă variată de programe de legislație. Noi punem accent pe profesionalism. Avem profesori și instructori auto cu experiență vastă. Plus Europa, în Burdujeni, strada Amurgului numărul 2D, fosta Faianța Neagră. Sună la telefon 0741 06 43 41 și învață să conduci chiar azi!